Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Motor Town. Am văzut că episodul trecut v-a plăcut destul de mult și am zis, bă, haideți să ne mai jucăm. Episodul acesta vom merge să cumpărăm BMW-ul, dar fiți atenți, facem un schimb pe schimb aici. Episodul viitor, dacă doriți să cumpărăm Lamborghini-ul, care este cea mai scumpă mașină din joc, trebuie să apăsați butonul de apreciere să vedem câte putem strânge la această serie. Dar până să începem, vă las cu un mic anunț. Ei bine, acum canalul Trex este partener cu Eneba. Pentru cei care nu știu, Eneba este o platformă te puteți cumpăra jocuri ce se află pe Steam și nu numai la prețuri foarte reduse, plus gift carduri, plus alte oferte ce mai iau ei pe aici. Avem și secțiunea de cadouri, dacă doresc să-i faci cadou prietenului tău sau prietenei, un gift card pe Steam, pe PlayStation sau ba chiar pe Roblox avem aici. Există și gift carduri, ba chiar și pentru Nintendo, ba chiar există și softuri pe care le puteți cumpăra direct de aici, dacă nu mă înșel există și licențe pentru Windows, aici sunt 44 de, de pagini diferite softuri, deci 100, 100% veți găsi ceva pe aici util. Iar jocurile pentru Steam, după cum ziceam, sunt la prețuri foarte reduse față dacă le-ați cumpărat pe Steam. Uitați aici Spintersul, care mi se pare că pe Steam este undeva la 10-15 euro, se vinde cu 1,70 euro și multe alte jocuri care au prețuri foarte, foarte micuțe pe aici. Cam aceasta este treaba cu Eneba. Haideți să ne întoarcem la juculețul nostru. Bun, bun, bun. Aveți linkurile în descriere pentru Eneba. Haideți să mergem noi să ne cumpărăm acolo BMW-ul costă undeva la 80.000 Îl vom și modifica episodul acesta Trebuie să o luăm noi prin spate Mașina noastră e puțin cam, cam lovită în radiator și motor Dar nu vreau să bag bănuți Mașina asta o ținem pur și simplu să ne facem treaba O mai avem și pasta la alta aici Da, la numele meu Nicu Mamă, mamă, de deci ce abia virează mașina? Fii atent Abia se mișcă Ideea este că vreau să tunez acel BMW Și poate mergem să ne cumpărăm și casă Episodul acesta Să vedem pe acolo Bă, frumos așa Dar neapărat vreau să pun niște distanțiere Pe mașina aceea 2 km Pentru că are roțile puțin băgate pe interior Și e destul de nasol Și vedem, poate facem și un jobuleț Ar fi destul de tare Să ne facem niște bănuți Se fac destul de greuți banii, să zic așa Normal ar fi trebuit să cumpăr camion Dar am zis, mă dacă oamenii vor totuși acel Lamborghini, haide să... să... Uită l pe ăsta ce face. Să cumpărăm acel Lamborghini. Deci, ține de voi dacă episodul următor îl cumpărăm sau nu. Oricum, dacă e să-l cumpărăm, trebuie să mă pun și să fac niște bănuți pe plus. Scăpăm și de poliție. Opa! O ținem pe confort, că se pare că mașina noastră nu mai duce. De data asta, după cum vedeți, sunt singur. Este undeva la 7 dimineața când când eu mă joc acum și nu era absolut nimeni pe, acolo pe Discord. Mașina asta avem 47 de kilometri. Ok, 900 de metri mai avem pe acolo. Se vede puțin ca mic hadul dacă... <fie> Mamă, ce vă, ce am pe aici? Acesta? Money Bank. Băi, stai mă, ce asta? Vine poliția, nu? Lasă că ne întoarcem după. Oare merge să faci vreo chestie? Pe aici n-am fost niciodată. Deci nu pot să-l depășesc pe ăsta. Fii atent. Are aceeași viteză aproape cu mine Abia aștept să cumpără mașina aia Și o să avem grijă de ea Bine, nu știu cum a ajuns nici asta așa, să fiu sincer Și... A, bar, n-am, e stricată toată Și mă costă ceva să o repar Dar cum ne cumpără mașina nouă Am zis, bă, nu mai bag niciun bănuț în ea Facem pe aici o manevră de asta Ule, copchii Copchii Ia uita, l uite BMW-ul frumos Era frumos dacă aveam ceva în... Deci fii atent, că nu pot să-l depășesc deci mașina mea e atât de e atât de înceată Încât abia puteam să-l depășesc Pe busul cu copiii Mamă, ce au făcut ăștia? Cum e posibil să te urci peste ăsta la altul? Gata, am ajuns. Deci aici puteți găsi și voi BMW-ul. Este pus exact undeva pe aici. Uite-l frumos. Și o să-mi las eu mașina aici. Bun, Bora, nu, nu, niciun Bora. Hai să ieșim din asta. Asta pot să, pot să o dau să o ascund. Nu, e aici. Ok, haideți să mergem să-l cumpărăm, frumos. 65 de nu știu de ce am avut impresia că e 80 de mii. Bai, yes. Ia l Frumos, cred că avem același motor ca pe cealaltă mașină. De ce se vede camera atât de depărtată? Hai să mergem noi acum. Oh, vine poliția. Mamă, mamă, ce șofer sunt. Să mergem. Vreau să-i pun distanțiere. Observați roțile cum îi sunt pe interior. Nu o să mă prindeți mă voi niciodată, amă. Și mașina e pe sport. Se încinge destul de repede, văd. Dar, mamă, pe sport. Și driftează în halul dar pe driftoare. oare? Ce să mai... Bine, nu sunt eu prea șofer așa. Dar se duce frumos. Chiar se duce frumos. M-am mm, dus prea mult. Ia să-i dăm și puțină viteză pe aici. Am dat camera să văd așa prin mașină. Mie îmi place foarte mult cum e. Nu știu, parcă vezi tot ce util. O dăm pe sport. 130! 100. Am dus. Dai i Marian, e viteză. dă viteză. Nici bine n-am luat-o. I-am și avaria radiatorul și motorul. Bine, încă trage mașina așa. Dar Păguba și eu de felul meu Puțin camikaze, nu știu de ce, dar <laughs> uite că Face Facem aici o depășire frumoasă Uite, camionul ăsta e frumos, dar l-aș cumpăra, e mai ieftin decât la mare Și aș pune motorul bun, sunt curios dacă... Dar nu știu dacă trage la fel, el are un motor mai, mai micuț, știi? Dar e mai frumos camionul decât alea mari Alea mari sunt urățele așa, par vechi, ăsta e mai nou doar că are un motor mic. Dar motorul să-i pui undeva la 30.000, n-ar fi mare avere. Dar... Este ideea că... Nu știu dacă va, va merge. Bă, dar ce cu fovul ăsta, mă? Gata, tată, că era prea sub orice critică. Gata, ia să vedem. O să mă bagă ce mai în spate, poate nu mă vede poliția. Garaj. Hai să reparăm ce avem de reparat. Ok. Ah, n-a fost foarte mult. Bun, bun, bun. Paint. Uh, paint. Vă las pe voi. Hai să, hai să vă las pe voi. Spuneți în secțiunea de comentarii pentru episodul următor ce culoare să face mașina, da? Deci nu, nu o să umblu asta, o să, o să faceți voi. Bun, haideți să vedem. Parts. Ne interesează prima oară la wheels? Nu ne interesează. Ba chiar, pot să-i să, poți să pun alte? Le am pasta de Bora. <laughs> Care, iau tale ce frumoase sunt. Astea, Cora sunt. Putem să luăm ceva, ia să vedem, stegon. Aici frumos, dar ceva mare, raton, iau te. Astea de raton sunt frumoase. Și 3000 janta, mamă și astea sunt mișto, rău de tot. La 2000 janta, astea e ca lumea, să știi, la 2000. Sunt și mai mări, măricele așa. Oricum, pe mine nu mă interesează janta în momentul de față. Bă, ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă? A intrat busul în cineva. În fine. Ne interesează partea de distanțiere. Ne costă 4.000. Și cât de mult îl scoate? Mamă, da mă, frate, mă. Bine, nu o să lăsăm pe evident, că pare puțin și Dar să o aducem și noi la un adevăr. Cred că prima oară îi luăm jantele, că mă gândesc să nu fie mai late. Hai că tot la jante ajungem. Ești și le luăm pe -alea. Ia să vedem. Deci avem așa, astea sunt alea de pe de pe Ferrari. Așa, să ne uităm la toate, să nu ne grăbim, că nu avem de ce. Și astea sunt destul frumoase. Stingerul. Profi, Renci. Ok, uh, îmi plac foarte mult astea odată. Îmi plac astea, îmi plac astea. Zegerul. Dar astea, astea, sunt mișto rău, sunt așa mari. Sunt mișto, știi? Și nu sunt nici foarte scumpe. Bine, sunt 2000, dar nu sunt foarte scumpe. Hai să le cumpărăm. Ok? Le cumpărăm pe fiecare roată. Sunt alea de pe Ferrari. Așa. Oh, lui, nu, nu, nu. Asta era un... Da, sunt și mai late, uite, vezi? Bine, mi se pare că se lăsesc în spate decât uh, în față. bă am pus altă roată. Mamă, nu-mi vine să cred că am pus altă roată. E, bune. De ce aici sunt mai uh, ieftine? Era o mie, nu? Stai așa, că uite aici am făcut-o ca lumea, Am dat pe Cora. Bă. A, nu mă, stai mă, că nu le pusesem o. Deși, da, gata, 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 făcusem eu o greșeală acolo. Bun, hai să vedem. Cauciucuri? Cauciucuri? Ce vizual? Ia să vedem. Se lățește cumva? Nu, 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 nu. De deci ce pur și simplu doar așa, ofră, doar zice că pune... Ok, nu avem nicio treabă atunci. Hai să mergem la suspensii înapoi, să ne facem noi treaba aici. Avem wheel spacer. Hai să începem cu asta. Deci, Vreau să aduc mașina cam la, cam la adevăr, știi? Sau are să o lăsăm prima oară mai jos? Mamă, cred că costă ceva. 7.000 mă costă să o las jos. Da, hai să punem alea ca să vedem cât de jos o lăsăm prima oară. Zic undeva la 7 e prea mult. Uite, 5 de foarte bine. 5 de foarte bine. E exact la buză. 4, pardon. 4. Așa, 4 și aici. Și nu sunt nici scumpe. Pe unde pui? Că sunt chiar foarte ieftine. 4.000 de dolari ne-am ne, -am, ne -am făcut roțile cum dorim. Și altă prezență îi dă mașini. Știi ce zic când e roata așa frumos ieșită? Bun, acum cu suspensile o să ne rupă puțin pe spate, minus cât? Minus 5 cm, minus 4, minus 2, minus 10, e prea mult. E fix acolo, fix cum nu vrem. Dar scump pe rău de tot suspensiile. Păi mă ajung, mamă, 24.000 suspensiile. Am nebunit. Dar trebuiesc, așa mi se pare că trebuiesc. Dacă n-ar fi evidențiat roata, ce bine era. Mă, că 6, căi 5. Mai bine pun 5, știi? Și ai punem 5 peste tot. Ia să vedem și pe față. Și 20 de mii s-au dus numai în suspensii, ceea ce mi se pare enorm de mult. Era mișto să-i punem ceva. Engălchit. Cum adică? Nu știu, nu știu care-i treaba cu el. Bun, aici avem suspension damper care nu prea avem treaba cu el, să o facă mai rigide sau ceva. Suspension spring. Asta la fel, să o facă probabil mai rigide sau nu, momentan nu umblăm la ele. Și avem anti-roll bar care costă doar 2000, ok, punem. Și aici punem la fel, gata. Bun, bun, bun. Deja s-a deja schimbat doar din suspensii și asta mie, mi se pare genial. Acum să vedem ce avem pe partea de brake. Ne-ar trebui brake power 200. Da, haideți să punem. Avem 238 de cai. Cât ne costă pe noi motorul nou? Colant radiator, ne-ar trebui așa ceva. Costă doar 1000. E bine venit. Avem intake-ul, long intake, short intake. Short. Hmm. Mă, în jocul ăsta nu prea ai unde să te duci cu viteză mare. Deci o să mergem pe short intake. Nu ai drumuri, efectiv, nu ai drumuri. Și avem, avem ăsta. Și l-avem și pe ăsta. Care ne costă 30.000. Momentan nu facem saltul acesta pentru că nu știu dacă voi cumpăra... Nu știu dacă voi cumpăra Bugatti la Lamborghini. Ține de voi, cum am zis. For sports. Asta, asta, nu schimbă nimic, doar consumul ne ajută. Băi, deci îmi place maxim cum arată, mie nu nu vine să cred. Aici, cu cât punem uh, 4, 4, lăsăm 4, lăsăm asta de fapt. E super ok și asta. Avem asta. For street racing. For racing, for street racing, nu? Ar fi. One way clutch. Da, l -avem de asta deja, care e cam aceeași chestie. Haideți să-l punem totuși. Ok, bun, 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 bun. Suspensii, frâne de-astea, da, ok. Aero... Ce, stai, ce avem la ETC? Headlight, cum adică? Oh, putem să punem... Uh, da. Frumos. Ce avem? Taxi, nu. Trailer hitch, nu. Punem așa ceva pe ea. Hai să vedem la aerodinamic. Front spoiler. Îi punem un lip micuț. Bun, 5.000 mă costă Mamă Praguri Da uh, Ce avem? Rear spoiler Mamă, ăsta micuț e frumos tare. rear wing No, niciun caz așa ceva Ăsta Nu-mi place la mare nici Să-mi-l pui gratuit pe mașină Că nu-mi place nu, no, body kit, nu no, o stricăm Bine, body kit merge Dar după ne-ar trebui Paolo, și acum Îmi trebuie distanțierele alea mari Mă înțelegi? Ca să fie blană pe șosea Iară să dau bumper-ele Bine, îți rămân, poți să le pui pe alte de astea Și nu avem nimic să punem la rear bumper Păi și ce să facem? să-i punem body kit pe ea? Îi punem, că uite cum arată N-ai cum să nu-i pui, uite cum arată mașina Hai să mergem să dăm banii pe alte... Pe... De astea. Că ce să facem? Oricum ne rămân pentru alte mașini. Și da, mă, uite. Da, lu, câți bani. Câți bani. Hai. Și acum chiar o să vin cu cealaltă mașină să văd dacă îmi rămân. Nu m-am uitat pe față. Bă, da, mă, e E navă, e efectiv, e navă, fii atent. Deci cum, cum pică mașina asta, mie nu -mi vine să cred. E prea tare, e prea, prea, prea tare. Bun, avem aici paint totuși și văd că putem să-i colorăm scaunele sau care idee? Putem să-i colorăm tot interiorul. Mamă, ăsta mi-l fac alb așa frumos sau roșu? Să-l facem roșu sport. Nu, 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 îl facem alb până vedem ce culoare spoiler spoilerul ăsta, lipul facem negru. Ok. Da. Și culoarea, cum am zis, o ziceți voi, da? Până atunci, până atunci, eu o să o fac albă, ok? Până atunci o fac mașina albă. No, așa. Sau? Mamă, și negru e navă. Sau roșie. Da, ok, eu o să fac mașina roșie până ziceți voi ce culoare. Și vedem, da? Acum nasol că nu pot să, nu pot să modific uh, jantele, să-i punem altă culoare pe jante. Ar trebui să bage asta în update-urile următoare. Totuși, astea e puțin că merg puțin înapoi la jante. Avem pasta, da? Nu, no, n -avem, n avem nimic să se potrivească astăzi de supra, de ce? Nu avem nimic, n avem nimic, astea sunt cele mai frumoase. Băi, cam asta ar fi momentan, am mai rămas cu 80 de mii. Mamă, merge, merge ceva. De Paul, cum arată, nu-mi vine să cred. Uite -o ce bine arată. Mașina. Deci nu-mi vine să cred că de... Mamă, ce s făcut aici? Ce s făcut aici, oameni buni? Acum, vreau să mă duc cu cealaltă mașină, nu contează. Să văd dacă mă lasă să-i pun distanțiere. Pentru că să nu fi dat banii degeaba, știi ce zic? Stai să opresc motorul, că combustibilul costă aici. Dar nu mai știu pe ce era să oprești motorul. Oule, unde te duci, mă? Era pe un buton, da. eu mai știu pe care. Nu știu. Lasă așa. Hai să mergem cu asta repede. Să vedem dacă putem noi să modificăm coala de la am cumpărat. Din ce am văzut, în mare parte, da. Băi, ce frumoasă e mașina. Nu-mi vine să cred. Ce frumoasă e mașina. Ia să ne băgăm noi aici repede. Bă, asta e pe sport. X. Ia să vedem. Parts. Wheels, nu wheels, nu wheels. Deși, wheels, poți să-i pun roțile de pe cealaltă? Cora, da. Astea sunt roțile de pe aia, de pe BMW. pare Hai să vrem, suspensie, wheel spacers. Da, nu uite, poți să le pui. Deci, practic, mi-au mi rămas, dacă vreau să le pun pe altă mașină, mi-au rămas. Bine, au fost 500, mare avere, n-au fost. O să lăsăm mașina undeva în parc parcare pe aici. Sau nu? Hai să mergem la cealaltă. Și să mergem să facem un jobulesc ceva. Să vedem ce, ce facem. Mamă, pe confort și uite cum pleacă. Bine, am modificat motorul. Are alt motor asta, nu l-are pe cel de fabrică. Ups. Să faci banul repede cu ea e. <laughs> Ia să încercăm noi asta de poliție, ce ziceți? Dar nu știu, nu știu care-i treaba. Băi, cât de frumos se așează mie, nu-mi vine să cred. Deci e prea frumoasă. E prea, prea frumoasă mașina. Hai să mergem. Hai să mergem către ăsta de poliție. Se pare mie sau e și mai stabilă cu roțile astea? Pare că, pare că, abarnăm. Deja avem 100 O să-i facem și upgrade-ul de motor, dar vedem că deja am 80 de mii și vreau să vă zic că e 200 de mii. Am făcut în câteva ore. Bă, mergem pe confort. No? Gata, mă, mergem frumos. Parcă și virarea s-a schimbat. E și poliția în față. Ce să mai... Hai să mergem frumos de acum încolo, zic. Level 58. A, deci domnul polițist. Fii mișto să bagem mai multe customizări. La modul faruri, stopuri. Deși farurile îmi plac maxim. Bă, ce... Bă, ce naiba a fost asta? Uite aici secția de poliție. Frumos. Și luăm mașina de poliție pana gata, am ajuns aici. Bă, da tot nu știu pe ce oprești motorul. Toggle interior lights. Nu, nu, nu. Pe mine mă interesează să oprez motorul, dar nu mai știu de ce buton era. Comfort, hazard. Era de un buton. Dar, acum după ce buton o fi, nu știu. Oricum, bine, am putea să ne uităm acolo. Uh, nu avem level din câte știu pentru mașina asta. A? Ne trebuie level 5 la pilot. Ne a, ah, ca pasager, da. În rest trebuie le 100 la driving și 10 la pilot. În schimb, putem merge cu asta, știi? Și acum, care-i treaba? În mare parte asta funcționează minunat când ești pe multiplayer job de polițist, pentru că acolo se încalcă regulile mult, mult mai des. Dar în mare, ce trebuie să faci tu? Te plimbi așa liniștit cu gogoșica, cu, cu ce mai ai tu pe acolo și aștepți ca cineva să facă ceva. După care o să-ți apară suspect undeva pe hartă. Și tu va trebui să-l urmărești până la aduci la o oprire, știi? Uite, bă, ce asta? Bancă. Am putea să dăm o tură și la banca aia de-am văzut-o. Asta e ceva casă. Mamă, ar fi tare să pot să o cumperi pe viitor. Haideți să ne îndreptăm către banca aceea, să vedem care e situația pe acolo. După care, vedem, poate face și cineva. Ia uite ce frumos e, mă. Ia uite ce frumos e. lamborghini -ul. Trebuie să ni luăm. Trebuie să ni luăm. Hopa, că am ajuns și la bancă, o să lăsăm noi mașina undeva aici, că doar suntem de la poliție. Uu, nu că suntem de la poliție, ne, ne permitem. Ia să vedem care-i treaba. Mamă, deci interiorul e exact din joculețul acela de, de unde m-am jucat cu băieții. Perfect haste. Băi, același interior, doar că lipsește ușa de aici. Deci fii atent, detectorul, seiful. E exact același interior, nu vine să cred. Asta, wow, ce? Nu știu câți dintre voi ați văzut videoclipul acela, dar îl vi, vi las în descriere, ok? Și ideea este că sunt două jocuri complet diferite. O chestie foarte ciudată este că caracterele de aici sunt și caracterele de acolo. Ne gândeam noi că, bă, sunt ceva modele de pe net, oamenii ăștia le-au pus cap la cap și uite că au făcut jocurile astea, știi? Altfel nu mă explic, dar vă las linkul în descriere să vedeți acolo când aveți timp să o uitați dacă doriți. Că exact banca din jocul acela și acolo e ideea că o poți jefui. Aici ar trebui să fie o ușă un ok, wow, nu e seiv, aici e o cameră, ok. Sunt curios dacă părțile de sus sunt la fel. Vin scări la dreapta, nu sunt scări la dreapta aici, ok. E puțin diferit. Da, aici era o daia care trecea peste tot. E mai mică chestia asta. E mai mică banca asta. Dar până și florile sunt la fel. Tot e la fel tot, 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 tot. Bun, haideți să intrăm noi aici să așteptăm infractorul care va greși. Gata, m-am aflat pe ce era și motorul ăsta. Pă, e, frate, era. Hopa, ce ai făcut, n-ai acordat primul? <gântu -i> nu. Apare nu merge. Pă, ce se comportă toată lumea bine azi, aute. Nimeni nu face nimic. Toată lumea merge frumos, ha? Păi așa se face, mă, băieți. Așa se face. Cred că îl iau pe ăsta și îl duc unde trebuie Ia, oare poți să iei cu mașina de poliție? unde trebuie să-l duc? Aici, înapoi, ok O să-l duc cu mașina de poliție, fac taxiu dădeți vă că am dedus o staticul o să se mănăm așa puțin Am parpa mai mare și am șapcă Opa! 2,3 km Nu știu câți bani ne dă Dar oricum, având în vedere că doar patrulăm Nu facem nimic am făcut și level 59 la driving. Foarte tare, ne apropiem de 60. Haideți! Facem un ban în plus cu, cu si am mai scoat două, o benzină aici, că mașinile astea au niște motoare, cred că... uite frumos aici mașină. Cu desene de-astea pe ea. Mai aici e o mașină pe care o poți cumpăra. Uite, nu știu cât de mult se vede Cea din parcarea aia acolo E vreo 20 și ceva de mii Oricum, încet, încet mă gândesc Că o să ne cumpărăm tot mai multe mașini Acum depinde, dacă ne luăm Lamborghini ăla Trebuie să ne jucăm puțin Trebuia să ne jucăm puțin Să facem niște bănuți Cel mai probabil dacă e să cumpărăm Lamborghini Dacă strângem, nu știu 4.000-5.000 de like-uri Zic bine Uh, o să cumpărăm uh, Lamborghini-ul acela și vom face și un episod mai lung în care strângem banii pentru el cap-coadă, știi? Frumos. Unde trebuie să-l duc pe ăsta? Aoleu, m-am uitat eu greșit? Ba nu, ba nu, e bine, e bine. E bine. Bă, se pare că nu comite nimeni nicio infracțiune. Mai erau și boți care făceau nastoale. Dar uite că se pare că nu avem noroc, știi? Se pare că nu avem noroc. Toată lumea se comportă frumos. Haide mă, fă ceva, lovește mă tu ăsta cu bus. Ia te mă și ăsta a Nu se poate așa ceva, nu e bine. Nu e bine așa ceva. Uite acolo, un sticker, un poster. De ce ar fi acolo? Poate e un easter egg. Stați așa să mergem să vedem. Deci pe ăsta trebuie să-l după. Ăsta ne de pe stradă. A, nu, nu primești level. Nu primești bani, primești experiență. Bă, da, e așa să vedem care-i treaba acolo. O fi un easter egg acolo? Deci e un poster pe partea ailaltă? Aici era. Sau pe partea aia de jos. Ia să mergem să vedem. Da, 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 aici era. Ia să vedem. Poate ne zice ceva de update următor. Robot, skin, caracter. Ceva. Nu, cred că e pus doar așa. Nu cred că înseamnă ceva anume, nu? Nu cred că înseamnă ceva anume. Sunt mai multe puse. Caractere noi. Nu există caracterul ăla din stânga. Bă, da mă, cred că sunt niște easter că ceva, care se vor băga, știi? Cred că se vor băga caracterele alea, fii atent. Așa cred, nu știu, mă gândesc. Altfel, de ce, de ce le-ar pune acolo? Știi ce sunt curios dacă când ești cu poliția te poate lua poliția pentru că faci chestii nasoale. Uite, o să intru în poliție să văd. Mamă, e ca și cum nu. E ca și cum ai protecție, știi? Deci, practic, cel mai bine deplasați-vă cu mașina de poliție că nu voi ia poliție. Uite, poliția ce face? L-a lovit pe ăla. Păi ce facem, mă, tata, aici, mă? Ori apărăm, ori nu mai apărăm. Bă, a pus semnalizare pe stânga și a făcut dreapta. Ia o mă, băiatule. Se pare că nu se comite nicio infracțiune. Aparent. O lăsăm așa. Ce să facem? Să mă duc eu să mai trag niște ture de-astea la tracker, cred. Să mai facem niște bani. Să vedem ce facem cu Lamborghiniul ăla. Cum am zis, depinde de voi. Acum, ana. Nu nu pun presiune pe voi, să știți. Doar că aș vrea așa puțin Lamborghiniul ăla. Bun. Vă mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată. Ne vedem tot astăzi la noi episoade, nu uitați, am început să postez câte trei episoade în fiecare zi. Sunt episoade și de ieri și de la alte mai multe dacă vreți să vă uitați. Și noi ne vedem data viitoare! Apam!